Bună ziua și bine ați venit din nou pe Mediaș News Blog la terapie complementare împreună cu doctorul Ladislav Rosenberg. Bună ziua! Ne întâlnim din nou la o emisiune dedicată sănătății și terapiilor complementare. Astăzi o să vorbim despre boala Alzheimer, o boală care cât de prezentă este? Este din ce în ce mai prezentă, atât la noi în țară, cât și în țările civilizate. De exemplu, în Statele Unite ale Americii se semnalează existența circa 4,5 milioane de bolnavi de Alzheimer și numărul lor este în continuă creștere. Deci, reprezintă practic o problemă, o gravă problemă de sănătate și, desigur, și o problemă socială. Hai să vedem asupra societății care sunt implicațiile. Implicațiile sunt, în primul rând, datorită problemelor de sănătate ale acestor pacienți, da? Și, în al doilea rând, sunt implicațiile sociale, costurile sociale deosebit de ridicate ale bolnavilor care suferă de Alzheimer. De ce? Fiindcă aceste persoane trebuie îngrijite. Dacă sunt îngrijite în mediul familial, înseamnă că membrii familiei sunt ocupați cu... sunt practic stresați, ocupați de îngrijirea persoanei în vârstă care este suferă de o demență, fiindcă boala Alzheimer este o formă de demență în care are loc practic dezagregarea, descompunerea sistemului nervos central. Și înainte de a continua ideea asta cu impactul asupra socialului, dar de unde vine boala asta? Sau ce o cauzează? Da, deci boala a fost semnalată, a fost deschisă prima dată la începutul secolului 20 de către medicul german Alois Alzheimer. Incidența bolii la începutul secolului, în primele 50, 60, 70 de ani secolului trecut, de secolul 20, a fost scăzută, nu a fost considerat ca o problemă de gravă de sănătate și o problemă gravă socială, dar în ultimii 20-30 de ani, când asistăm la nivel global la creșterea speranței de viață, deci în unele țări media de viață ajunge aproape de 80 de ani, media de viață, de speranța de viață, numărul bolnavilor de Alzheimer a crescut semnificativ. De unde, care sunt cauzele exacte ale acestei maladii, încă nu se știe exact, sunt incriminați o serie de factori, dar probabil este o formă de demență în care există o serie de factori de risc care o determină, multifactorială, deci putem să spunem mai multe, multicauzală, poate e cuvântul. Revenind la impactul social, care țară e pe primul loc? În primul rând, se pare Statele Unite, unde numărul bolnavilor de Alzheimer este deja în jur de 5 milioane. De exemplu, pot să vă spun, în Marea Britanie, numărul acestor bolnavi depășește 1 milion de persoane. Estimările sunt sumbre, în sensul că numărul lor va fi în 10 ani, se va dubla numărul bolnavilor care suferă de Alzheimer. Iar costurile alocate pentru tratarea acestor bolnavi sunt foarte mari, extrem de mari. Iar rezultatele sunt foarte mici. Deci, într-adevăr, este o problemă. Alzheimerul se discută mult atât în media, cât și, din păcate, și sunt multe bancuri legate astăzi de această boală, dar situația nu este deloc roză în acest moment. Cum poate fi prevenită? Deci, se pare că, cum poate să fie prevenită, în primul rând, printr-un mod de viață sănătos, printr-o alimentație corespunzătoare
printr-o activitate fizică și mentală susținută, aceste, prin consumul, de exemplu, de antisubstanțe cu efect antioxidant, produse naturale cu efect antioxidant, de exemplu, o serie de legume, o serie de fructe, conțin acești antioxidanți naturali, care au un efect protector în această maladie, la care încă cauza este puțin neclară. Metodele de tratament cunoscute și implementate pe momentul de față? Există o serie de, există la nivel mondial, există studii, se fac cercetări asidue în acest domeniu, fiindcă este nevoie de această protecție, practic, atât în domeniul prevenției, cât și în domeniul tratamentului. Și sunt încercări multiple, atât în domeniul medicinei alopatice, cât și în domeniul medicinii tradiționale. Iar rezultatele sunt relativ diminuate, sunt înguste în momentul de față. Ce poate să fie? Deci un mod de viață sănătos poate să stopeze, dar cel puțin să întârzie evoluția acestei boli, acestei demențe. Metalele au ceva, da, influențează pozitiv, negativ în apariția bolii sau în timpul tratamentului? Asta a spus foarte bine. Deci unele influențează negativ, iar altele au un impact pozitiv. Hai să începem cu cele cu impact pozitiv. De exemplu, studiile au semnalat că persoanele care au decedat de Alzheimer au suferit de lipsă de zinc, un element, un metal important care intră în structura diverselor metaluri enzime. Deci zincul joacă, nu în cantități mari, desigur, în cantitate de microelement, joacă un rol important în profilaxia, în tratarea acestei boli. Dar există și o serie de metale care, din păcate, reprezintă factori de risc în apariția bolii Alzheimer. Și aici, în primul rând, aluminiu a fost semnalat, deci în creierul persoanelor care au suferit de Alzheimer, au decedat, s-a pus în evidență o cantitate mărită de aluminiu. Un metal care mai de mult era folosit inclusiv pentru fabricarea vaselor, pentru gătit. Dacă mai țineți minte, cu 25 de ani, aluminiu era prezent în această activitate, inclusiv deci în vase pentru gătit. Un alt metal care se pare că are implicații negative este mercurul. Și anume, mercurul, din păcate, ajunge la noi, ajunge prin amalgam. Deci prin amalgamul dentar, din o parte din acest mercur se solubilizează în timp. Desigur, este un proces extrem de lent în ani de zile, dar ajunge în organism, ajunge s-au depistat nivele ridicate de mercur în creierul pacienților care au suferit de Alzheimer. Care sunt produsele naturale încercate în Alzheimer? Au fost testate o serie de produse naturale, unele cu eficiență mai bună, altele cu eficiență mai redusă. Aici, dintre antioxidanți, ar merita să amintim compușii beta-carotenul, în general carotenoidele au un efect
protector în această maladie. De asemenea, ginkgo biloba a fost și este utilizată, încetinește procesele degenerative ale creierului. Se utilizează și o serie de plante cu efect, de exemplu, plante cu efect sedativ. Fiindcă unele persoane devin ușor agresive sau nu pot să suferă de insomnii și atunci, de exemplu, se utilizează sedative de natură vegetală, de exemplu, rădăcina de valerian. Mă refer aici la preparate standardizate în, obținute din rădăcină de valeriană. Se utilizează cava, care este un drog exotic, dar cu bune efecte sedative, deci calde ca mare acestor persoane. Deci sunt încercări multiple, rezultatele momentan sunt relativ modeste. Însă, desigur, contează enorm de mult la persoanele în vârstă, numai, să zicem, din punct de vedere fizic, deci să aibă o inima sau sistemul circulator, plămânii să funcționeze sau sistemul hepatobiliar să funcționeze. Contează și din punct de vedere mental să se mențină la un nivel acceptabil. Deci aici cred că putem, de fapt noi am atacat în ultima vreme, am atacat aceste bolile și problemele vârstei a treia. Am discutat în dățile trecute despre depresii, am discutat despre efectul stresului, discutăm de fapt și astăzi de bolile sistemului nervos central, care la persoanele în vârstă este puternic afectat. Eu vă mulțumesc. Săptămâna viitoare un nou interviu și revenim la concursurile săptămânale. Un subiect legat de insomnie o să fie la terapii complementare peste 7 zile aici pe Mediaș News Blog.